Atenție la start. Primul element esențial. Apoi schimburile vor face diferența și îl mai avem pe Bolt în schimbul final. Startul este reușit. Americanii pe culoarul 4 au plecat destul de tare. Terrell Kimmons pentru Jamaica. Nesta Carter acum. Vedem primul schimb. Este bine la Jamaica. Americanii un pic cam în spate. Atenție la Trinidad Tobago pe culoarul al 5-lea. Jamaica merge extraordinar deocamdată cu Carter. Apoi îl vom vedea pe Johan Blake, campionul de la 100. Blake îl așteaptă Usain Bolt la finalul acestei turnante. Revin americanii! S-a terminat pentru americani. A căzut pe schimbul 3. Dix nu are bastonul, nu poate concura. Victorie mare pentru Jamaica. Să vedem timpul. Francezii, poziția a doua. 37.04! Este record mondial în sfârșit. Usain Bolt e într-adevăr insane. Incredibil. 600 de secundă față de vechiul rezultat de la Olimpiadă. Nu pare să-l fi împiedicat nimeni pe el, pe american. Cred că s-a împiedicat singur. Dezastru pentru ștafeta Statelor Unite. Este vorba de Payton. Payton în schimbul al treilea. Francezii pe locul secund. Da, multe sutimi în spate, chiar secunde. 37.04. Un record care în mare măsură aparține lui Bolt, însă și ceilalți trei au pus umărul. Schimbul perfect între jamaicani, nu doar viteza a fost cheia. Când și un rezultat sub 37 de secunde, poate la Londra. Se va vorbi mult despre această cursă. Iată, este cursa care transformă această competiție de la Daegu într-un eveniment cu adevărat memorabil. Ucenicul și campionul, nu așa se face, îi arată Bolt acum. Incredibilă cursă. Saint Kitts și Nevis obțin bronzul, acești băieți din Caraibe. 38-49, Polonia pe 4, dacă vă vine să credeți. Italia, poziția 5-a. Au pățit ceva și britanicii în această finală. Saint Kitts and Nevis, iată, au luat bronzul. A fost calificată ca lucky loser în finală, în seria cu Jamaica și cu Trinidad Tobago. Americanii, după eroarea lui Dervis Payton. Acum sigur că e show-ul lui Usain Bolt. Nici nu mai contează ceilalți trei din echipa Jamaica. Record mondial, practic și-a adres imaginea foarte, foarte tare. Cu această performanță, la 200 spunea că nu se simte în formă pentru record mondial. L-a făcut la ștafetă cu ceilalți trei. Practic îi se dă apă la moară lui Usain pe tema aceea cu legenda. Vedem aici momentul cheie, iată, Payton se împiedică. S-a împiedicat de cel de pe culoarul al treilea. Nu sunt sigur. Mă rog, certe că s-a împiedicat și n-a mai ajuns ștafeta la Walter Dix. Francezul pe 2 și la mare luptă erau să iau bronz polonezii. Incredibil. La o sutime de secundă Polonia după Saint Kitts și Nevis pe culoarul 1. Bolt a dat 200%, cred, în acest schimb. Avea timp să se oprească, avea timp să ia și steagul Jamaicii, cred. La ce distanță era acolo, dar l-a interesat performanța.